Bun găsit la Știai Despre! Acest mic flash te va informa în fiecare vineri de la ora 17 cu informații pe care poate nu le știai. Astăzi la Știai Despre vorbim de Ziua Internațională a Iei. Aceasta este sărbătorită în fiecare an pe 24 iunie. Sărbătoarea Iei promovează cămașa din pânză cu broderii impresionante care amintește de lada cu zestre a bunicii. Bluza tradițională românească este celebrată de români odată cu sânzienele și cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru a arăta cât de mult prețuiesc portul românesc, oamenii din peste 50 de țări din întreaga lume îmbracă Ia în această zi de sărbătoare, Ziua Internațională a Iei. Popularitatea Iei românești a crescut atât de mult încât vedetele internaționale au început să o poarte ca ținută în tendințe. Comunitatea La Blues Rumen a propus în 2013 ca Ia să devină brand de țară. În același an a organizat pentru prima dată Ziua Universală a Iei, în aceea zi în care este sărbătoarea de sânziene. În scurt timp, evenimentul a devenit global, fiind sărbătorit în peste 50 de țări de pe 6 continente. Totul pentru a promova bluza tradițională și obiceiurile românești. În 2015, primarul din Washington DC, Muriel Bowser, a proclamat ziua de 24 iunie drept Ziua Universală a Iei, datorită eforturilor comunității românești din capitala Statelor Unite și a ambasadei României la Washington. În acest fel, bluza românească este recunoscută ca un simbol internațional al culturii române și o sursă de inspirație pentru creatorii de modă din lumea întreagă. În acest an, Ziua Universală a Iei este sărbătorită în principalele orașe ale țării prin numeroase târguri tradiționale și expoziții. Aceasta va fi marcată și la Târgu Jiu, atât la Muzeul Național Constantin Brâncuș, cât și la amfiteatrul din centrul pietonal. Este programat și un spectacol folcloric pregătit de cursanții Școlii Populare de Arte Târgu Jiu, care va avea loc la amfiteatrul din centrul orașului, începând cu ora 10. Măriile Gorjului, Virtuozii Gorjului, Păstorașii sau Lăstăreii Gorjului sunt doar câteva dintre grupurile care vor aduce bună dispoziție. Nu vor lipsi nici dansurile populare din mai multe zone etnografice ale județului Gorj: Polovragi, Drăgotești, Stoinalo, Grești, Căpreni, Hurezani, Runcu, Bălești, Văgiulești, Samarinești și Bolboși. La nivel internațional, Ziua Universală a Iei va fi sărbătorită în peste 100 de orașe ale lumii, de românii de pretutindeni precum Washington, New York, Los Angeles, Toronto, Paris, Londra, Madrid, Amsterdam, Milano, Viena. De asemenea, cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Iei, vor avea loc prezentări de modă, concerte, expoziții, dansuri și conferințe ce vor fi organizate de către reprezentanțele din străinătate ale Institutului Cultural Român la Chișinău, Roma, Budapesta, Beijing. Ia tradițională românească a inspirat și creațiile vestimentare ale unor designeri celebri. De exemplu, Yves Saint Laurent a creat în 1981 o întreagă colecție intitulată La Blues Rumen. Exemplul său a fost urmat și de Jean-Paul Gaultier și de Kenzo. Designerul Tom Ford a reinterpretat Ia din zona Sibiului cu broderii negre. Bluza tradițională a fost purtată de către cântăreața Adele în martie 2012, în numărul american al revistei Vogue. Ia românească a influențat creațiile altor designeri precum Oscar de la Renta, Agata Ruiz de la Prada. În România, Adrian Oianu, Dorin Negrău, Corina Vlădescu, Ingrid Vlasov se numără printre designerii care s-au inspirat din portul tradițional românesc. Noua colecție a designerului american Tory Burch a stârnit un adevărat scandal pe rețelele de socializare. Creatoarea de mod a fost acuzată că a copiat un articol vestimentar românesc expus la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, fără să specifice sursa inspirației. În urma acuzațiilor, creatoarea de mod a recunoscut greșeala. Totodată, brandul de lux Christian Dior ar fi copiat un cojoc românesc ce seamănă izbitor cu modelul unui cojoc tradițional din Țara Beiușului, județul Bihor. Reprezentanții unei asociații din Beiuș, Țara Binșului, au semnalat pe pagina de Facebook asemănarea dintre modelul realizat de casa de modă Christian Dior și cojocul binșenesc. Așadar, Ia românească a devenit un adevărat trend în întreaga lume. Acestea fiind spuse, Știai Despre se încheie aici. Toate cele bune!
Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.